Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Este ora 6 când înregistrez acest videoclip. Sunt la câmp. V-am luat cu mine pentru că astăzi o să facem un video ceva mai diferit pe canal. Sunt aici la cosi iarba cu prietenul meu, Eugen. După cum auziți pe sunet, pe fundal este motocoasa, deși am făcut video anul trecut. M-am trezit de la 4. Am mâncat cum s-ar zice, pâine cu cârnați, cu de-asta, cărnăciori, de fapt, cer scuze, și cu bostănei prăjiți. Sunt aici la câmp, am ajuns de la ora 5 și jumate, am ajuns aici. Acum e ora 6 când filmez acest vlog. Nu știu când o să-l vedeți pe YouTube, dar cred că o să-l vedeți pe la 8 și ceva pe YouTube. Vreau să vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru susținerea la videoclipul cu Higer Euro 3 2006, interiorul la Higer Euro 3 2006. Am văzut că v-a plăcut extrem, extrem de mult videoclipul ăla de data trecută. Dați-mi un share pe Facebook la prietenii voștri pentru că mă ajută extrem, extrem de mult. Nu uitați să vă abonați la canal și că n-ați făcut-o. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, Ian Gasca, și pe Instagram Gasca Ianu, pentru că acolo voi face live-uri. Nu uitați, în descrierea videoclipului cu Higer Euro 3 2006 am pus în descriere Facebook-ul și Instagram-ul meu în descrierea videoclipului, să zic așa. După cum știți, mi-am luat un calculator. De fapt, îl aveam, dar l-am adus aici. Stați că sunt în țară un pic, așa. O să-i fac un review, dar nu știu când, probabil duminică. Am zis că nu filmez azi nimic, dar am făcut așa o excepție și am zis, bă, hai să fac pentru YouTube un vlog. Ce să vă mai zic? Baftă tuturor! Apăsați butonul de like, să văd în continuare susținerea la canal. Ce să vă mai zic? Fac și eu ca șoferii de tir, deci m-am trezit, m-am spălat pe față, pe ochi, am, să zic așa. Am aici tracaica cu care am venit, imediat să întorc camera, să vedeți. Am aici așternut, uitați-vă și voi. Am tracaica cu care am venit, aici. Am aici pachetelul cu toate cele necesare, cu bomboane, cu... am căștile aici, dar n-am cablurile de la ele, ca aș punea pe căștile să nu se audă zgomot pe fundal, dar nu contează. Ce mai avem aici? Un pachet cu mâncare și mai multe chestii. Pompa și așa mai departe, de la pentru cauciucuri și așa mai departe. Da. Păi, ce să vă mai zic? Cam asta a fost videoclipul. Eu am fost driver Ian Gisca. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Pa, pa!